Lorena Ostase, pivotul echipei naționale, a decis să se despartă de CSM Slatina, echipă pentru care a evoluat de 5 ani. Ea a anunțat că din această vară se va transfera la o echipă de cupele europene, la care a fost scurtată în primăvara anului trecut după evoluția foarte bună de la campionatul european de handbal feminin din decembrie 2020. Deși regretă pierderea Lorenei Ostase, oficialii echipei slătinene o susțin și se bucură pentru performanțele jucătoarei formate la Slatina. Toți suntem alături de ea și suntem convinși că e momentul să facă o schimbare. De la mine, la președinte, la toată lumea o susține. Îi mulțumim pentru ce a făcut. Sper să o facă la fel de bine peste tot. Însă până atunci mai are un retur întreg de jucat. Ea este concentrată aici și conectată și totdeauna va fi cu inima, sunt convinsă. În această iarnă, Lorena Ostase a avut discuții cu reprezentanții mai multor echipe importante din țară. În cele din urmă, ea a optat, susțin surse apropiate clubului giuleștean, pentru Rapid București, echipă care, la finele acestui tur al Ligii Florilor, ocupă primul loc în clasament. De la an la an, eu am continuat să joc, am ales să joc și, din păcate, sau din fericire, depinde cum o iei, anul viitor ne vom despărți și sper să fie mai bine. În ce direcție o va lua Lorena Ostase, pivotul național? Undeva unde se joacă pentru Cupa Europeană. Rapid te-a dat ca și componentă a echipei. Da, nu este o declarație oficială, mai așteptăm puțin. Pivotul național a fost formată la Centrul de Excelență de la Râmnicu Vâlcea de Victorina Bora. Ea și-a urmat antrenoarea la venirea acesteia la CSM Slatina. În 2014, Ostase și-a trecut în cont o medalie de aur la campionatul mondial de junioare desfășurat în Macedonia, iar 2 ani mai târziu și pe cea de bronz la campionatul mondial de tineret din Rusia.